Bună dimineața! Este o dimineață de decembrie călduroasă, cum spunea Sorin mai devreme. Ne aflăm la Teatrul Metropolis, un teatru în care voi aveți istorii vechi, jucați de ceva ani, iar acum aveți o premieră, să spunem, recentă, pentru că sunt doar câteva luni, Balena, despre care o să discutăm astăzi un pic mai pe larg. Sunt aici cu regizorul acestui spectacol, Andrei Cuțuleac, și unul dintre cei mai spectaculoși, minunați actori pe care îi avem în momentul ăsta și care în ultima perioadă și-a redescoperit sau și-a descoperit o plăcere de a se situa și pe altă poziție atunci când vine vorba de a crea teatru și o să discutăm un pic și despre asta, și cu actorul din rolul principal din Balena, cu Sorin Miron. Ei sunt colegi de mulți ani pe scenă, colegi de actorie. Acum s-a schimbat un pic perspectiva, să spunem așa. De data asta tu ești actor în rol principal, tu ești regizor, te situezi pe altă poziție. Aș vrea să ne jucăm un pic și să începem cu această dimineață de decembrie în care ați făcut drumul până la Teatrul Metropolis, deși nu aveați astăzi spectacol și... Nu aici. Și pentru că suntem în decembrie, pentru că deja suntem bombardați cu tot ce înseamnă Moș Crăciun, cam de prin octombrie începe, exact. Da, hai că ne apropiem un pic, să-mi spuneți... Un decembrie spectaculos pentru voi. Al tău e cel în care te-ai născut, sunt sigură. Dar pe lângă el. Un decembrie spectaculos. Mă așteptam la orice după introducerea asta. Exact. Un decembrie spectaculos. Sau un decembrie de care vă amintiți într-un mod special. Cu riscul de a părea cel puțin mic burghez, decembrieul meu spectaculos este decembrieul din, dinainte de începerea pandemiei, din 2019, când am plecat foarte devreme, undeva pe 20 decembrie, am plecat în Sri Lanka și am făcut decembrieul, l-am făcut într-o țară caldă. Chiar cald ca acum. Și a fost, mă rog, o experiență foarte, foarte frumoasă, pentru că cred că pentru că așteptările mele erau foarte neregizate, așa. Adică bine, ce ești oricum un călător, îți place să călătorești. Da. Deci ăsta ar fi decembrieul meu spectaculos. Deci fără Moș Crăciun. Aș fi vrut să am ceva legat de teatru, să începem discuția total altitudinar, dar nu am. Nu. Voiam așa de dragul contrapunctului să ne jucăm un pic cu acest decembrie. Mă gândeam la ceva, nu știu, un moș care te-a păcălit. Bună idee mi-ai dat. Un alt decembrie spectaculos este cel de acum un an sau acum 2 ani, când am fost la mama... Îmi tot vine să zic iubitei mele, dar acum trebuie să zic soției. La mama... Se mai schimbă lucrurile. Când am fost la grădinița unde predă mama soției mele și am făcut un Moș Crăciun pentru copii. Ai făcut Moș Crăciun. Am făcut o singură dată în viața mea și a fost o experiență extraordinară din toate punctele de vedere. Chiar a fost și nu sunt ironic cu nimic. A fost o experiență extraordinară pentru că evident s-au întâmplat toate lucrurile pe care cineva și le poate imagina când un actor încearcă să facă Moș Crăciun. De la... Domnul ăsta nu e moșul, cine e ăsta? Mami, cine e ăsta? Aoleu, ăsta e ăla din ai noștri, nu știu ce. De la toate lucrurile astea... Adică tu aș adăuga aici, tu n-ai făcut Moș Crăciun, te-ai jucat de Moș Crăciun. Moș Crăciun există, doar că el este... Evident. Portretizat de diferiți actori în diferite credințe. Dacă nu este Moș Crăciunul ăla real, care vine exact 24 de seara la toți copiii. Și ăsta a fost iarăși o experiență frumoasă, chiar și prin prisma derizoriului ei, pentru că m-am schimbat în Moș Crăciun într-o cameră unde erau depozitate măsuțe, standuri de lucru pentru copii, plastilină, carioci, nu știu ce, printre găleți, printre și m-am schimbat în Moș Crăciun. Am ieșit de acolo, m-a oprit o doamnă care era învățătoare la altă clasă și a zis, nu veniți un pic și la noi? Și apoi a venit directoarea grădinii și a zis, nu, ia-l-o doamna,
era doamna Moise asta. Era moșul doamna Moise, nu era orice moș pentru toate clasele de graniță. Și mă rog, tot derizoriul la pachet a făcut din asta o experiență memorabilă. Dar te-au crezut copiii? O parte bună dintre ei, da, o parte mai fâșneață, nu. M-au tras de barbă, m-au tras de pantaloni, m-au tras de curea și au dat seama că burta e falsă. Deci actoria, deci actoria de fapt, da. Cum zicea Peter Brook, copiii dau măsura spectacolului, exact. Iată că eu nu mi-am dat măsura. Trebuie să ne întoarcem acolo. Exact. Și la tine, Sorin? La mine, mi-am amintesc un Crăciun, cred că tot înainte de pandemie, 2017-2018, ceva așa, un Crăciun care din multe puncte de vedere pentru mine a fost special, a devenit special în timp. Nu vreau să aduc o notă tristă, dar era un Crăciun în care mă întorceam acasă, încă erau ai mei, eram cu Anton mic și mergeam la bunici. A fost un moment extraordinar când, cu o zi înainte de Crăciun, Sibiu era gol și eu eram în mașină cu Anton și cu Ariana. Mergeam spre casa părinților mei și, repet, într-un oraș complet gol, nicio persoană pe stradă, un moș Crăciun încerca să intre într-un bloc. Băi, ce imagine! Și am oprit mașina în mijlocul străzii, pe un bulevard, așa, în Sibiu, și i-am spus lui Anton, uite pe moș Crăciun să merge să vorbim cu el. Și a fost un moment, nu o să vin niciodată cât de tare m-a marcat și cât de frumos a fost. Sunt sigur că era moș Crăciun adevărat, pentru că ne-am dus la el și am spus, moșule, uite, noi te-am văzut, ce? A început să vorbească cu Anton și i-a spus, măi, fii atent, mâine ajung și la voi, că o iau pe rând, ajung la toate casele din Sibiu și așa. Și a fost un moment cu adevărat magic, adică ne-am întors la mașină, toți, nimeni nu mai putea să spună nimic de emoție și am realizat, băi, e clar că era moș Crăciun. Moș Crăciun există. Da, exact, exact. Și am plecat, nici nu mai știu cum am ajuns acasă, dar știu că toți trei am fost absolut marcați de momentul ăsta. Și atunci, asta a fost primul lucru care mi-a venit în cap. Și cum zic, ne-am întors acasă, încă erau și ai mei și a fost așa un... Între ultimele Crăciunuri așa petrecute cu toți, da, da. Da, deci uite, el a avut chiar un moș Crăciun adevărat, n-a fost fals. Îmi pare rău mie că am stricat experiența copiilor. Așa, să ne întoarcem un pic la teatru adevărat, de oameni mari aici, să devenim serioși, că prea am râs prea mult. Lucrați împreună, cum am spus, de mulți ani, nu știu să zic exact câți, dar sunt peste 10. Eu cred că chiar peste 10. Ar trebui să mă uit pe istoricul asigurărilor tale, pentru că prima dată când am lucrat împreună, la 2-3 zile după ce am început să lucrăm... Ai făcut accident? Nu. A făcut accident. Poate în timpul să spunem, n-am mai spus asta până acum. Andrei voia să plece, s-a terminat repetiția, voia să plece acasă și în parcare s-a auzit un foc mic. A venit Andrei și a spus, a cui e mașina aia de afară? Era mașina mea nouă, pe care o am și acum. Acum nu mai sufăr când se întâmplă așa, dar era mașina pe care o aveam de o săptămână. Și Andrei mi-a lovit-o și a fost primul act de a ne exercita actoria împreună a fost când ne-am dus la asigurator și credeam că trebuie să arătăm că nu ne cunoaștem. Și aia, să nu pară că am regizat. Să nu pară că am regizat, deși era subit să regizăm că ne-am lovit mașina nouă. Și acolo jucam și practic primul spectacol jucat împreună al meu și al lui Sorin a fost în fața asiguratorului. Dar nu l-a iertat. Nu l-a iertat. Adică... Da. Cel puțin o dată pe an îmi amintesc de momentul ăla și uite că acum e momentul să spunem asta la cameră. Și să încerc scuze public că am făcut chestia asta. Da, dacă o să primim acum un telefon de la, nu știu, Grupama sau unde am asigurat, că trebuie să ne turnă bani. Bun. Deci... În ciuda acestui început deloc fericit, să zicem, care sunt ideile care vă leagă sau vă despart în teatru? În ce credeți atunci când vine vorba de a face teatru?
nu știu care are curajul să înceapă. Cred că nici nu știu dacă mai știm să formulăm. E clar că suntem în siajul unei moșteniri comune pe care am primit-o prin lucru de durată cu Victor Ioan Frunză, cu Adriana Gran și cu echipa, mă rog, care îi conjura. Și celebra trupă fără nume. Celebra trupă fără nume, da. Și e clar că în momentul care s-a destrămat, da. E clar că în momentul când s-a întrerupt colaborarea pentru amândoi aproximativ în același timp, e clar că în momentul când s-a întrerupt colaborarea, ne-am trezit într-o realitate teatrală nesatisfăcătoare pentru noi care trăiserăm până atunci într-o bulă. O realitate teatrală în care nimeni nu te păstorește ca actor, nimeni nu are grijă de destinul tău, de suita de roluri pe care o joci ca să-ți păstrezi organul viu, ca să evoluezi, ca să, mă rog, îți găsești drumul pe mai departe. Și atunci, de fapt, și colaborarea noastră din perspectiva asta, regizor-actor, și nu numai cu Sorin, ci cu Corina și cu Nicoleta Hâncu, Corina Moise și Nicoleta Hâncu, a venit așa mai mult ca o nevoie într-un moment în care nu ne regăseam niciunii dintre noi în breaslă așa cum arată ea acum, a trebuit să ne oferim singuri oportunități pe care de data asta nu ni le mai oferea nimeni. Și atunci Dar presupun că sunt niște valori pe care le împărtășiți, pentru că altfel n-ai spune că nu vă regăsiți în această realitate. Ce vă desparte pe voi de această realitate? Ce vă face să vă regăsiți în această mică bulă? Da, m-am dus într-o zonă de care mă feresc. Prefer întrebarea formulată ce vă aduce pe voi împreună, decât ce ne diferențiază de mine. Era vorba de o realitate de acum câțiva ani, sigur. Lucrurile mele că nu sunt niște lucruri foarte complicate, adică sunt atât de simple că par stupide dacă le spunem. Ne leagă faptul că ne preocupă cunoașterea textului, cunoașterea bine a textului, ne leagă faptul că ne preocupă... Sună ca o opoziție față de ce se întâmplă restul realității teatrale. E treaba realității teatrale. Noi eu spun ce ne preocupă pe noi împreună. Ne preocupă un teatru în care se știe textul, ne preocupă un teatru în care se spune o poveste și care emoționează, ne preocupă aspectul umanist al actului teatral și mai puțin, dar nu complet exclus, cel social și politic. Și cred că, așa, simplu spus, cam ăștia sunt vectorii, nu e o mare filozofie. Ne preocupă un teatru care spune povești despre oameni, pentru oameni, fără cu mai puțini paraziți intelectuali sau intelectualiști decât își dorește trendul acum să impună. Dar nu sunt un promotor încrâncenat. Nu cred că adevărul nostru este un adevăr care trebuie acceptat universal, așa cum nu cred că adevărul trendului este un adevăr care trebuie mai puțin acceptat doar pentru că e al trendului sau, mă rog, pentru că îmi place mie mai puțin. Asta ne leagă. Dorința de a spune povești despre oameni pentru oameni care emoționează. Punct, aș zice, dar nu mi se pare puțin, dar sună simplu și mai ales în epoca asta e de multe ori trecut cu vederea așa și tratat ca o atitudine așa retrogradă, reacționară. Domne, ce caută niște oameni tineri să facă un teatru din ăsta care spune povești, acum și mai emoționează, totuși suntem în altă epocă, lumea dorește alte lucruri. Aici este minciuna, lumea nu dorește alte lucruri. Că artiștii sunt legitimați să aibă niște căutări de altă factură decât ce dorește lumea, asta e perfect adevărat. Dar nu putem să ne ascundem în spatele ideii că lumea dorește alte lucruri, pentru că de când lumea și pământul și până când el se va sfârși, ce ne interesează la teatru, la film, la muzică, este aspectul umanist care ne emoționează și ne atinge personal. Și astea sunt căutările pe care le avem. Și ne dă cumva un stop din toată agitația asta. Ne dă un moment de
odihnă, da, de da. Și, ca să relaxare. Nu dăm, ca să nu dăm hrană contra argumentelor, ne dăm un stop, dar nu în sensul în care ne extrage din realitate. Deci nu vorbim despre un teatru escapist neapărat, nici pentru că asta e cealaltă parte a talerului, acel teatru pe care îl facem numai ca să ne hăhăim sau numai ca să uităm de noi sau numai ca să îl mâncăm așa sau să-l bem ca pe o bere seara ca să ne relaxăm. Deci vorbim de un teatru care interesează, repet, și pe alte paliere decât cele facile, dar un teatru care emoționează și care e preocupat de oameni. Și de ce? Și asta mi se pare important și asta am încercat și cu Balena, un teatru în care să înțelegem ce ne face să semănăm, nu ce ne face să fim diferiți unii față de ceilalți. Adică într-un om care la prima vedere mi s-ar putea părea străin, straniu, complet separat de mine ca persoană, ce pot să găsesc care mă aduce împreună cu el, care mă face să zic, a, deci semănăm într-o anumită măsură, pe anumite paliere. Pentru că discutând în această epocă atât de mult despre identitate, despre ce ne face special, ce ne face unici, discuții pe care și eu le încurajez și cred că sunt importante, uităm totuși să discutăm despre ce ne aduce împreună, ce ne face să fim la fel totuși, pentru că de bine, de rău, noi suntem blocați toți pe aceeași planetă. Dacă am putea să plecăm fiecare pe planeta lui, ar fi tare bine să facem asta, tare bine, mă rog, ipotetic, dar suntem blocați pe aceeași planetă și atunci trebuie să învățăm să coexistăm și cred că dacă nu putem învăța să coexistăm decât dacă ne concentrăm pe ce avem comun. Ce avem separat ține de ține de specificul fiecăruia și trebuie încurajat și trebuie lăsat să înflorească, dar cred că dacă ne concentrăm doar pe asta, riscăm să creăm prăpăstii foarte mari între oameni, cum de altfel și există acum în societatea contemporană. Deci ne preocupă un teatru, și cu asta închei că monopolizez discuția, ne preocupă un teatru care aduce împreună și nu dezbină. E superb. Iată, e cumva antitrend ce spui tu acum, dar este foarte frumos. Da, pentru că cred cu convingere că oamenii vor să vină să vadă natura umană desfășurându-se în fața lor. Tot mai mult mă deranjează când aud discuții de genul vreau comedie, oamenii s-au săturat de toate dramele, de ca și când comedia în sine e un lucru bun, când poate să fie 11 comedii de neprivit, și a face un spectacol cu care atinge o zonă mai dramatică, să zicem, e ceva greu. Nu, oamenii vor să vină să se întâlnească cu ei înșiși, să se întâlnească cu oamenii din viața lor și așa mai departe. Și atunci, da, normal că ne interesează să arătăm partea asta, partea umană. Nu e această separare continuă între comedie, pentru că asta vrem să vedem, și dramă care e grea. Nu, atunci nu s-ar mai face teatru dacă am urmărit doar zona asta. Ca și că nu e nici bine, nici rău. Toate sunt forme de expresie, până la urmă, și de căutare a fiecăruia dintre noi. Că cea mai dramatică situație din viața noastră, o să găsim cel puțin 4 momente poate comice. Și atunci asta e natura umană. E cu tot. Deci cumva asta căutați împreună. Un alt răspuns. Da. Când dau seama ascultându-un colegul și încerc să mă gândesc și la ce am spus eu mai devreme și îmi dau seama că nu facem decât să sunăm sau ca să explic suplimentar nu neapărat poziția noastră, cât condiția noastră, îmi dau seama că sunăm ca niște oameni care suntem. A vrut să zică bătrână? Nu. Chiar în niciun caz. Nu. Ci, cum să zic, cu riscul de a părea patetic, blestemați să poarte această cruce greu de dus a căii de mijloc, care de multe ori nu satisface, care nu satisface nici stânga, nici dreapta. Și nu poți să fii, e greu să fii prieten cu lumea, pentru că părerile tale sunt efectiv în interiorul acestei căi de mijloc.
Dar asta și o lume foarte... Asta e greu de ținut, pentru că lumea are nevoie să simtă că ești partizan. Ești partizan, exact, da. Exact. Și, și felul în care facem noi teatru, îmi dau seama că probabil riscă să se placeze pe această cale de mijloc, care, na, pe mine, cel puțin, mă interesează foarte tare, dar s-ar putea să nu îi intereseze pe cei mulți. Și îmi vine în cap acum o lectură pe care o făceam despre un pictor din aceea generație cu Tonița, Leon Viorescu se numește, despre care nu știe nimeni, pentru că se încăpățâna, era un pictor care, cred, sunt prea puțin priceput în tehnica de pictură, dar cred că avea înclinații pointiliste și nu se înscria în trend. Dar era un foarte bun meșteșugar și tablourile lui, cel puțin când le văd acum, mă emoționează foarte tare. Dar, repet, a fost în generație și cu Tonița și prieten foarte bun cu Tonița și motivul pentru care a rămas într-un oarecare anonimat este pentru că a refuzat să creeze în alt fel decât în felul în care simțea că trebuie să o facă. Uh-huh. Și de multe ori pentru un artist, ăsta este și eu, de asta am folosit exprimarea asta patetică a crucii pe care trebuie fiecare dintre noi să o purtăm, pentru că pentru un artist de multe ori asta funcționează și împotriva ta, pentru că dacă nu vrei să te cablezi la fluxul contemporaneității ca să iei și tu un pic din gloria asta, fie ea și efemeră, pierzi trend, pierzi trenul și cred că, din păcate sau din fericire, ce nu ne preocupă pe noi în momentul ăsta este trendul așa cum arată el acum. Ceea ce nu înseamnă că ați pierdut ceva, pentru că este evident că ceea ce faceți voi are succes. Este iubit de public, referim la discuția despre public. Deci este evident că ceea ce faceți interesează, dincolo de aceste trenduri despre care vorbeai. Și dacă ne întoarcem la Balena, spectacolul pe care l-ați făcut aici cel mai de curând, da, împreună, da. Și pentru cine l-a văzut și pentru cine nu l-a văzut, și aș încuraja să vină să-l vadă, este o poveste, putem să spunem multe despre ea, e clar o poveste despre iubire, despre căutarea iubirii, dar este o poveste despre un bărbat supraponderal aflat cumva în ultimele zile de viață și despre o dependență. Ce aș vrea să mă întreb este că primul lucru, când îl vezi pe Sorin, nu te gândești la un supraponderal. Cum tu ai avut ideea să-l distribui pe Sorin în acest rol? Cum te-ai văzut tu în acest rol în momentul în care ai știut că el vrea să te distribuie în acest rol? Pentru că e, cel puțin fizic, ești distanța dintre soare și lună. Când vezi, pentru că sunt foarte self-aware, ceea ce, sau cum se numește, conștient de sine, sunt foarte conștient de sine, mi-e greu să vorbesc despre ceea ce gândesc sau ceea ce fac relaxat, ca și cum mi se cuvine. Așa că trebuie tot timpul să fac niște disclaimere. Dar ce voiam să spun este că atunci când lucrez, experiența mea de regizor de teatru nu e foarte vastă. La finalul acestui an ar trebui să ajung la al patrulea spectacol pe care îl regizez, sau al cincilea. Dar... Cred că cinci. Cinci, da. Dar de fiecare dată când lucrez cu Sorin sau cu Corina Moise sau cu Nicoleta Hâncu, repet, având acest istoric comun, preocuparea mea este și de altă factură decât strict aceea unui regizor care vrea să monteze un spectacol ca să spună ceva despre el sau să dea un tun sau să se manifeste artistic făcându-l. Preocuparea mea cu Sorin și acest rol a fost să
actorii au toți niște vârste care nu țin neapărat de vârstă biologică, ci niște vârste, niște etape profesionale. Sorin vine, nu vorbesc în numele lui, îmi exprim opinia privindu-l din afară. Sorin, sigur, și lăsând la o parte povestea cu asigurarea. Și lăsând la o parte povestea cu asigurarea, da. Sorin vine pe un trend și într-o, în siajul unor roluri de care l-au, nu știu cum să spun, niște roluri de coloratură, dar coloratură nu înseamnă roluri mici sau roluri mai puțin bune, pentru că cine l-a văzut, de exemplu, în Colivia cu nebune, poate să-și amintească ce înseamnă, sau poate să înțeleagă ce, la ce mă refer când spun coloratură. Și Regele în America era un rol... Anul asigurării. Da, 2011. Și eu am considerat că pe acest istoric și pe acest tip de experiență pe care Sorin l-a acumulat făcând acest tip de roluri, Sorin poate împlini un rol dramatic de compoziție, deși pare că este ceva ce e împotriva a ceea ce a făcut până acum, de fapt nu e, este o completare firească a identității lui artistice și cred că mi-am dorit foarte tare ca lumea să îl vadă în condiția asta, ca poate, fără să-mi asum, fără să pară că sunt în interiorul unui delir mesianic, pentru că nu sunt, sau, mă rog, în interiorul unui sentiment ăsta, că pot controla destine, am considerat că Sorin merită să fie văzut în ipostaza asta, că poate pe mai departe alți regizori îl vor lua și îl vor folosi în această direcție, în această nouă etapă a lui. Etapă pe care de multe ori actorii nu o controlează, de asta au nevoie să fie ajutați, păstoriți, încurajați într-o direcție sau alta, lucru care în trupa lui Victor Ioan Frunză se întâmpla. Noi nu pretindem în niciun caz că facem același lucru acum, dar pentru că cu toții ne-am trezit parașutați în preasla asta și pentru că eu însumi ca actor m-am simțit neprotejat odată ce am părăsit acel context, am decis că poate că aș putea să-i protejez eu pe alții. Și că te protejez și pe tine într-un fel. Și că într-un fel îmi dau și mie de lucru pe alt palier, dar învățând o nouă meserie, dar ajutându-i în același timp pe alții să descopere noi valențe și poate să se lanseze în meserie pe mai departe, în altă direcție. Deci pentru mine, distribuirea lui Sorin a avut acest scop de a îl arăta ca pe un actor de compoziție capabil să susțină un rol de mari dimensiuni dramatic, un rol dramatic de mari dimensiuni, lucru în care poate oamenii l-au văzut mai puțin până acum, dar în care el ar trebui să fie văzut din ce în ce mai des, pentru că a ajuns la o altă vârstă, pentru că are alt tip de maturitate și pentru că poate să facă asta tocmai prin prisma moștenirii pedigriului ăsta de actor de coloratură care a dobândit foarte multe, o foarte mare capacitate de a construi, de a face roluri compuse. Abilitate care nu le aparține multor actori. Nu mulți actori sunt capabili să construiască. Deci așa a venit dorința mea de a lucra cu Sorin pe rolul ăsta. Cred că pariul este unul câștigat și este cel mai mare pariu, ca să fiu sincer, pe care l-am pus cu spectacolul ăsta. Adică a fost un pariu legat de actori, ca de altfel mai toate pariurile pe care le-am bătut cu spectacole până acum. Am făcut spectacole pentru că am încredere că actorul poate să comunice o poveste și poate să o facă bine și m-am folosit în mod egoist de lucru cu actori buni, ca între timp să-mi ofer și mie o facultate de regie de teatru, ca să văd cum funcționează mediul de expresie făcând, să-mi dau seama cam cum funcționează. Și asta a fost. Pentru mine. Deși noi nu am vorbit lucrurile astea niciodată, chiar nu le-am vorbit nici după și cu siguranță nu înainte sau în timp ce lucram. Trebuie să mai întâlnim, deci. Da. Am simțit ceea ce spune Andrei și apropo de încredere, pentru că este un lucru foarte important pe care eu îl tot spun și în care cred.
e foarte important să lucrezi într-un mediu în care simți că ți se oferă încredere în ce faci și tu să o poți oferi înapoi. Fără asta, n-ai de ce să te... N-ai de ce să te ții. Da. E, și lucrul ăsta l-am simțit de la început, l-am simțit de când m-a sunat și mi-a zis, uite, să faci rolul ăsta. E o responsabilitate enormă când primești un rol de genul ăsta, dar și o bucurie extrem de mare odată că primești un rol de aș zice, de nivelul ăsta, de nivelul de complexitate al acestui rol, dar și sentimentul pe care ți-l oferă imediat regizorul când îți oferă, sentimentul de încredere pe care ți-l oferă regizorul oferindu-ți un astfel de rol. Asta, din start, poziționează lucrurile la un alt nivel, adică știi că ești pe o pernă bună de aer pe care poți să lucrezi. M-am bucurat foarte mult pentru că e într-adevăr un rol care vine într-o altă zonă decât una în care am lucrat până acum. A fost frumos că invitația lui Andrei, chemarea la întâlnire, a venit la două zile după ce am văzut filmul, pentru că mă întâlnesc că am văzut filmul. M-a impresionat foarte mult și efectiv acum spun două zile, am mai spus asta că două zile, dar cred că a fost poate și mai aproape de moment. Și când m-a sunat și mi-a spus, era așa un aha, conexiune, un moment din asta, da, o conexiune, zic, cum acum ce bine, ce de-abia aștept să fac. Și sigur că întâlnirea, apoi iarăși, a fost foarte bună cu tot ce a însemnat, cu toți colegii actori, cu procesul pe care l-am avut apoi de casting pentru alegerea tinerilor din spectacol. Pentru că spectacolul are și două personaje de o vârstă... Da, voi sunteți foarte bătrâni. Păi nu, de asta am simțit să se explică. Sunt totuși două personaje sub 20 de ani. În sensul ăsta, tineri față de restul personajelor. Ei, și atunci, crearea întregului ansamblu a fost unul de siguranță și în care vrei să dai ce ai mai bun. Dar care au fost treptele, cum să spun, de cucerit cu tine pentru rolul ăsta? Pentru că, tocmai pentru că nu ți era la îndemână, tocmai pentru că trebuia să... dincolo de costumul ăla uriaș, da. Trebuia să intri într-un univers pe care îl construiești, sigur, și, dar eu l-am mai întrebat pe Andrei odată, și cu ajutorul costumului, dar mie mi se pare că și dacă îl scoți de pe tine și rămâi doar cu niște haine largi, să spunem, impactul ar fi la fel de puternic. Deci mă interesau treptele tale cu tine ca să ajungi în acel punct în care să se transmită așa ceva în sală, în care să simți că omul ăla este supraponderal și dacă l-ai vedea fără costumul de supraponderal. Da, păi pariul nostru și al nostru împreună și al meu separat a fost ăsta și așa am și repetat, fără costum. Costumul s-a creat în ultima bucăți, într-o colaborare foarte bună cu Maria Nicola, că am tot încercat să adăugăm elemente ca să pară cât mai realist și așa, dar pe noi ne interesa să creăm rolul fără costum, adică exact. Nu, dacă ar fi fost doar o mască pe care o puneam pe un schelet instabil, ar fi fost un eșec. Iată-mă că te întrerup, trebuie spus că noi am construit spectacolul într-o sală de repetiții de aici, de la Teatrul Metropolis, și pentru că costumul e atât de solicitant pentru Sorin, pentru că nu-i lasă corpul să respire, pentru că nu poate repeta cu el decât în anumite momente ca să facă față spectacolului, da. Peste 80-90% din repetiții s-au petrecut fără costum și trebuie spus că spre final, când ajunsesem așa la o etapă avansată de șnururi, orice străin participa la repetiții era la fel de impresionat la finalul șnurului de poveste și de povestea lui Sorin, fără să-l vadă în costum, văzându-l într-un costum de repetiții. Și asta pentru că nici nu știu dacă, în afară de, cum să zic,
discuția formală și aspectele formale de construcție a costumului, nu știu dacă ne-am gândit vreodată că facem un spectacol cu un bărbat supraponderal. Ne-am gândit că facem un spectacol cu un bărbat bolnav care este în ultima săptămână exact, de viață. Exact. Și boala asta poate fi orice. Autorul și-a dorit acest element, pentru că ținea de identitatea lui personală la momentul când a scris povestea. Dar nu a fost asta o preocupare pentru noi și mi s-a tăiat și o capcană, apropo de abordarea asta umanistă. Ne-a preocupat ce am putea înțelege noi pe ansamblu din personaj și nu specificitatea lui, care e o chestiune formală, exterioară, care poate fi construită de scenograf, de... Apropo de lucruri care ne leagă sau în munca asta, ăsta cred că e unul dintre aspecte, acela că am căutat în text, în primul rând, apoi în noi, semnificația lucrurilor pe care le arătăm, drama personajului, care într-adevăr e una care ține de altceva, nu de forma lui exterioară. Că forma lui exterior, forma bolii pe care el o poartă, e una care vine să adauge la mediul în care el trăiește, da, așa este și e un plus, dacă vrem, dar n-avem cum să ne bazăm pe asta. Da. Iar căutările, apropo de când mă întrebe ce am, cum am făcut drumul, nu știu să explic. Am fost preocupați amândoi mereu de a căuta sensurile pe care autorul le livrează în text, pentru că e important să spunem și asta, textul pe care noi l-am montat în spectacol e chiar textul autorului, nu e un text îmbunătățit de noi. Cel puțin până acum, în tot ce am lucrat, mai ales împreună și așa, am încercat să facem asta pentru că vrem să facem acel spectacol. Ne-am hotărât să facem un anumit text. Nu viziunea noastră, adică oricum îți impui viziunea prin ceea ce faci, dar nu vrei să adaugi altceva, că atunci faci un alt spectacol. Asta pe de o parte. De fapt, ce voiam eu să te întreb este cine este Charlie al tău? Cine este? Că spuneați mai devreme și Andrei spunea că fiecare, atunci când vede un spectacol de-al vostru, ar trebui cumva să regăsească, să regăsească o parte din el, să acel ceva care ne aduce împreună. Cine pentru tine Charlie, pentru tine Sorin? Care e acel comun între voi? Uite, da, nu știu, e greu de spus. La fel de greu cum ar fi să rememorez pașii pe care am parcurs în căutările de a-l găsi. Pentru că sunt căutări care nu pot fi... Că nu știu că l-ai găsit atunci. Uite, nu știu. Pot să spun eu? Te rog. Cred că știu, măcar parțial, care este Charlie-ul lui Sorin și ce leagă pe Sorin în etapa asta a vieții lui de acest personaj. Sorin, iarăși pare că vorbesc pentru el, dar doar încerc să tot pot să mă contrazic. Chiar aștept să văd ce zici ca să mă contrazic, dar n-am dreptate. Sorin este într-o etapă a vieții în care cu toții ajungem la un moment dat și este în această etapă în care este un adult care știe ce înseamnă pierderea. Pierderea unei persoane dragi, pierderea unui apropiat, pierderea potențialul de a pierde un copil sau relația cu unui copil, relația cu un copil. Și cred că toate aceste elemente l-au făcut să înțeleagă foarte bine mecanismele și urmele pe care pierderea le lasă și în personajul din piesă, în Charlie, care pe lângă faptul că a pierdut un partener în urmă cu niște ani față de începerea piesei, a pierdut o relație foarte importantă cu fiica lui pe care încearcă să o recupereze. Mă bucur că ai spus tu partea asta, pentru că dacă aș fi descris-o eu, m-ar fi emoționat prea tare și probabil mi-ar fi fost mai greu să vorbesc. Dar da, apropo de vârste, de vârstele de care spunea Andrei că actorul are vârste dincolo de anii pe care îi are, sunt aceste vârste ale etapelor din viața fiecăruia care se întâmplă mai devreme sau mai târziu în vârsta ta biologică, de a
pierde persoane apropiate, de a trăi diferite experiențe care te modelează într-un fel sau altul. Și cred foarte tare că rolul ăsta a venit într-un moment în care am vârsta, din toate perspectivele astea, potrivită. Dacă aș fi primit rolul ăsta peste vreo 5 ani, poate, tind să cred că, odată că m-aș fi raportat altfel, dar și energia pe care aș fi putut s-o aduc în rol ar fi fost alta, probabil mai mică sau de mai mică amploare, pentru că vârsta biologică la un moment dat începe să spună cuvântul și în ceea ce faci efectiv, în felul în care poți să livrezi anumite lucruri, asta pe de-o parte, la fel cum dacă l-aș fi primit mai devreme, probabil că nu aș fi avut toate, nu știu, încerc să nu sune foarte anapodă, toate sertărașele, da, evident, experiențelor adunate. Și atunci e momentul, am simțit, apropo de ce am crezut când mi-a spus, am simțit în mine faptul că e la momentul potrivit și speram să reușesc să aduc asta în rol. Cu siguranță ai reușit. Mă bucur pentru că eu efectiv am avut senzația, nu vreau să mulțumesc frumos, pentru că nu vreau să metaforizez sau așa, efectiv am avut senzația că iau o săgeată și un arc și trag și dacă nu nimeresc, poate să fie un mare dezastru, pentru că să fi făcut spectacolul, să ajungem cu el la premiere și să nu ne fi găsit drumul fiecare dintre noi. Da. El ca regizor la început, noi ca actori. Da. Așa e meritul vostru. Păi asta e, ar fi fost vina fiecăruia și ar fi fost ceva foarte greu de dus. Adică una e când ratezi așa un rol mai mic pe care zici, bă, sper că nu vede lumea, merg așa puțin lipit de ziduri. Și una e când ratezi ceva de amploarea asta, pentru că din multe puncte de vedere e important acest rol pentru mine. Ca vârstă biologică, ca vârsta actorului, ca multe cauri. Și atunci pentru mine a fost efectiv senzația asta de a trage cu săgeata la o țintă și să sper că până acolo își găsește traiectoria și nimeresc punctul. Din unele puncte de vedere, cred că am reușit să facem asta. Să atingem ținta. Apropo de atingerea scopurilor pe care ne-am pus noi la lucru. Mai mult nu poți să controlezi. Cum cade în oameni, ce văd oamenii, n-ai cum să controlezi. Și pentru tine, Andrei, care sunt bucățile alea care rezonează în tine, din Charlie, din toată povestea? Pe mine mă preocupă... La nivel foarte personal. Da, neapărat ca creator al spectacolului. Da, înțeleg. Uman vorbind. Mă preocupă acest ecosistem al pierzătorilor și al încremenirii în proiect și al felului în care fiecare dintre noi suntem paralizați în propriile credințe, propriile atitudini, propriile poziții și nu reușim să comunicăm în niciun fel unii cu alții, părând tot timpul că suntem într-o perpetuă relație de comunicare și totuși nu reușim să o facem. Și mie mi se pare că această piesă este despre 5 oameni care trăiesc în aceeași lume, dar care trăiesc fiecare în propriul tunel, cu propria lumină de la capăt, iluzorie evident, dar trăiesc în același loc. Practic este povestea a 5 oameni care apar pe rând într-o casă, casa lui Charlie, fiecare cu problema lui și deși pare că sunt mereu în relație, în comunicare, nu reușesc niciodată să comunice și pe mine asta nu știu dacă pot să spun că mă emoționează, dar mă amuză într-un fel amar, pentru că mi se pare că suntem simpatici, așa, ca specie, și folosesc cuvântul simpatici fix cu această intenție ironică, sarcastică, suntem simpatici așa în felul nostru în care ne chinuim ca niște planeta asta, da, ca niște izolați furnici într-un furnicar.
Asta m-a preocupat și m-a emoționat, felul în care fiecare dintre personaje are nevoie de iubire, niciunul dintre ei nu știe să o ceară și coexistă chinuit. Și nici să ofere, evident. Și coexistă chinuit. Există chinuit. Și încă ceva de care am vorbit și noi și pe care l-am simțit fiecare dintre noi, aș mai adăuga că este și un spectacol despre vină și greutatea pe care o porți și vina pe care o poartă fiecare dintre aceste persoane. Și asta e un lucru care atârnă foarte greu. Cum gestionezi vina pe care o porți? Vina că nu ai știut să comunici, pentru că niciun personaj de aici nu e un stupid care să nu înțeleagă tunelul în care este, care să nu înțeleagă minusurile pe care le-a adus în relație cu ceilalți, fiecare dintre ei. Și fiecare încearcă să se salveze, dar cum se întâmplă de cele mai multe ori greșit în viață, încercăm să ne salvăm prin ceilalți. Sau poate nu greșit, că așa ajung și mari. Nu știu, Maica Tereza probabil că s-a salvat ajutând alții, dar cred că fiecare dintre noi greșim crezând că putem fi o mică Maica Tereza. Am urmărit recent un podcast pe care îl recomand ascultătorilor și urmăritorilor noștri, al lui Andrew Huberman cu Dr. Anna Lemke, amândoi cercetători la Stanford, la Statele Unite ale Americii, un podcast despre obsesii, adicții, compulsii. Și una din concluziile, sigur, triviale ale podcastului era ce noroc să ai în viață ca compulsia ta să fie și un lucru care îți aduce satisfacție, dar și performanță socială. De exemplu, nu știu, să-ți placă să citești. Asta să fie compulsia ta, lectura. Și apropo de oameni cu umor și compulsii, aici avem 5 personaje, fiecare cu propria compulsie, dar din păcate fiecare cu compulsiile contraproductive. Adică lucrurile care nu le aduc ca niște planete care nu se întâlnesc, care nu le aduc beneficii. Asta m-a interesat, aspectul ăsta uman, și ca să satisfac nevoile trendului, o să vorbesc un pic și despre aspectul personal social care m-a preocupat la spectacol și nu social în general. Trăiesc o, și îmi dau seama că e naiv, chiar și numai la nivel așa declarativ, e naiv. Eu sunt un copil al anilor 90 care a crescut cu o dragoste și cu o pasiune foarte mare implementată de filmele pe care le-am consumat, de filmele de Crăciun de la ProTV, care s-a îndrăgostit de o Americă iluzorie, s-a îndrăgostit de o Americă care promitea familia perfectă, jobul perfect, viața perfectă, Crăciunul perfect. Și m-a interesat foarte tare când am citit acest text că el vorbește despre o America adevărată, sau mă rog, și America asta poate fi acum cel puțin lungită la nivelul planetar. Bineînțeles. Vorbește despre o America a pierzătorilor, a oamenilor reali care încearcă să make ends meet, cum zice americanul, în realitate, într-o realitate care este complet neglazurată. Sigur că și asta e o extremă, sigur că există și America aia iluzorie, mă rog, America a luxului, a frumuseților, a relațiilor sănătoase dintre oameni, dar există în mai mare măsură și această America a pierzătorilor care totuși trebuie să trăiască și ei și care se străduiesc în fiecare zi să trăiască atâta cât pot și cât știu și cât le permite sistemul de organizare socială. Deci spectacolul este și despre asta, la nivel social. Are și acest filon pe care încurajez publicul să-l studieze. Acest nivel social, care, cum spuneam, poate fi cumva
văzut și în mica noastră, da, evident, insuliță, sigur, sigur, sigur. Cumva se pot regăsi. Da, da, bineînțeles că se pot regăsi. Despre oameni, de fapt, da, despre da, asta da, este vorba. Da. Eu vă mulțumesc foarte tare pentru această participare. Sper că ați descoperit lucruri unul despre altul. Da, ați fost ne-am împăcat. Deși da, ați împăcat, asta da, e da, cel mai cred că asta e important și... să spunem, că e momentul de Crăciun, uite, se întâmplă cu ceva timp înainte, dar se întâmplă în da. Vă mulțumesc și să invităm publicul să vină să vadă da, Balena la Teatrul Metropolis, să vadă și celelalte spectacole ale voastre. Puteți să invitați voi să spuneți... Maestre, tot la Teatrul Metropolis California Suite. Exact. Un alt spectacol de al nostru. O comedie. O comedie, frumoasă, o comedie. Superbă. Exact. Veniți să vă amuzați. Exact. Și să vedeți relații între oameni. Să vedeți relații între oameni, să vedeți primul spectacol al relației noastre regizor-actor și așa, pentru că acel spectacol ne-a dus împreună în contextul pe care vorbeam Andrei înainte. Apoi al doilea spectacol pe care l-am făcut împreună, Interesul General, pe care îl jucam la Teatrul Dramaturgilor. Deci este. Și alte spectacole care și alte... ești doar un actor în regia începătorului. Păi nu, dar vorbeam de acest context. Nu ne prezentăm da, și restul spectacolului. Da, să ne te rog, să știe lumea unde să vină. Un alt spectacol care pot să fiu eu văzut, ar mai fi a fi sau a nu fi, la Teatru de Comedie, regia lui Vlad Masaj. Sau Picasso vs. Einstein, tot la Teatru de Comedie, noua mea casă. Așa. Andrei, tu, spectacolele tale? Eu vă aștept la Balena, în primul rând, că despre asta e discuția de astăzi. E un spectacol în care cred că s-a dovedit că credem amândoi foarte tare în el și am vorbit prea puțin despre colegii noștri. Da, acum sigur că pare un spectacol, pentru că suntem noi aici, pare că e vorba doar despre noi. Realitatea e că este un spectacol care adună la oaltă mai multe generații, aș zice. Am avut cu toții descoperiri foarte plăcute și cu adevărat surprinzătoare în persoana debutantului Ștefan Radu, în persoana Cătălinei Mihai, care este o actriță pe care o știam foarte bine, dar cu care nu mai lucrase niciunul dintre noi și ne-am bucurat să îi vedem talentul, disponibilitatea, implicarea, plăcerea de a lucra în același fel în care ne place și nouă să lucrăm și, evident, colegele, prietenele, soțiile, apropiatele noastre, Corina Moise și Nicoleta Hâncu, tot așa, niște actrițe extraordinare cu care ne place să lucrăm pentru că sunt actrițe bune, nu pentru că suntem prieteni. Exact. Andreea Mateiu și Maria Nicola, care a făcut și scenografia. Am zis costumul. Andreea Mateiu, iarăși, este pentru noi, sigur, fiecare dintre noi, deși pretindem altfel, suntem niște mici ignoranți în propriile universuri și deși o știam pe Andreea Mateiu ca actriță și o văzusem jucând, poate mai puțin decât mi-aș fi dorit până la momentul distribuirii ei, dar am descoperit o actriță de un profesionalism și de o determinare și de o capacitate de a funcționa sănătos ca actor neangajat, pentru că trebuie spus și asta, și reușește să o facă cu succes și cu determinare. Maria Nicola, care a scenografiat și spectacolul și a creat și costumele, Lucian Moga, care a făcut luminile. Deci e vorba despre o echipă întreagă în spatele spectacolului, pe care vă recomandăm să îl vedeți. Vă mulțumesc și vă așteptăm la teatru.